Leo de la Strehaia, dezvăluiri din viața trăită la casino am jucat cu Gigi Becali la aceeași masă, Leo de la Strehaia a recunoscut că a căzut în patima casinoului, dar a povestit despre experiențele pe care nu le va uita niciodată, printre care faptul că a jucat la aceeași masă cu Gigi Becali și alți mari jucători de pacher. Am jucat cu Oaneață, cu Cioacă, am jucat cu Gigi Becali la aceeași masă. Sunt 15-20 de ani aproape. Eu am fost singurul de la care a luat banii. Aveam vreo 50.000 de, de euro. Ceilalți l-au curățat pe el și el pe mine. Am pus odată un milion. Intrasem la masă cu un milion și mai aveam 100.000. Gigi pierduse 2,3 milioane într-o seară și a câștigat la loc eu jucam cum juca Gigi Becali, însă toată schema era a lui, a spus acesta la fiță cu adiță. Recent eliberat din închisoare, unde a trăit experiențe traumatizante, Leo de la Strehaia a vorbit despre cât de mult rău i-a făcut casinoul și cât de mulți bani a pierdut. Mai mult, acesta a mărturisit că era dispus să lase orice afacere pentru a juca banii la casino.